Merge la mine? Merge la mine. Ce ne puteți spune în legătură cu starea de fapt în acest moment? Din cercetările efectuate până în acest moment, a rezultat faptul că în seara zilei de 24 martie, în jurul orelor 23, în locuința inculpatului, a avut loc o altercație între acesta și victimă, în urma căreia inculpatul a lovit victima inițial în zona feței, a proiectat-o la pământ, ulterior aplicându-i două lovituri de mare intensitate în zona abdominală, care au avut ca urmare o rupere a intestinului. Din cauza faptului că nu a fost tratat la momentul potrivit, această leziune intestinală a condus la peritonită și într-o perioadă scurtă de timp a condus la deces. Ce măsuri s-au luat? Până în acest moment, procurorul din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, împreună cu lucrătorii de poliție din cadrul IPJ Brașov, Serviciul de Investigații Criminale, au desfășurat ample verificări în vederea identificării martorilor și a altor mijloace de probă în dosar, pe baza cărora s-a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore. În jurul orelor 12, dosarul a fost înaintat la Tribunalul Brașov cu propunere de luare măsuri arestării preventive. Au există și alți suspecți în acest dosar? La momentul de față există singura persoană care are calitate de inculpat. Se știe din ce cauză s-a certat? Din datele care avem până acum, și repet lucrul ăsta pentru că este vorba de o urmărire penală declanșată de foarte puțin timp, nu au existat motive temeinice, doar pe fondul consumului de alcool a apărut această altercație.